Dacă până astăzi piețele erau pline de producători locali, țărani, mici producători care veneau și își expuneau în aceste zone produsele, astăzi este gol, după cum vedeți, pentru că reglementările care au intrat în vigoare i-au speriat pe micii producători, i-au speriat pe țărani, i-au speriat pe localnici. De ce toate aceste lucruri? Nu înțelegem. Dar noi, ARN, venim în sprijinul producției locale, în toate demersurile care vor trebui să fie făcute pentru a avea acces din nou la desfacerea produselor, deoarece sectorul de cultivare, creștere și apoi vânzarea produselor leguminoase sunt puse în pericol, dorim să atragem atenția asupra câtorva pericole la care expune micii producători locali, țăranii. Ne plac alimentele sănătoase, dar nu suntem în stare să luptăm pentru a le avea. Suntem îndrumați, dacă nu, obligați de noile reglementări care sunt în vigoare, să ne facem cumpărăturile de la supermarketurile străine, ce au împânzit orașele, comunele, satele României. Haideți să ne încurajăm producătorii locali să nu dea înapoi, ci cumpărând de la ei produsele crescute ecologic, să dezvoltăm producția locală. Românul poate redeveni iubitor de țară și iubitor de patrie. Prin votul tău, în 6 decembrie, poți decide să trimiți în Parlamentul României oameni care doresc binele tău, române. Votează ARN!